săptămâni, aproape de colib, au sărit în marginea oilor. Ești descurajat să mergi înainte cu ele sau? Nu. Nu, deci țelul tău e să mergi înainte. Da, păi normal, dacă tot stau la ele, mergem înainte. Hai codita, hai. Da, nu să mai fie un de om harnic. Zice că ești săram prost, că stai la oi și pe dealuri, că ești nebun. Cât timp are berbecul? Acum mă urlește prima dată. Da, uite cum mănâncă câinii ăștia din torsoile. Unde-a? Nu știu ce formă? Ia, ăla-i, mă. Ăla-i vermele? Asta-i scala. Treaba și-o făcut-o. Până ce e tot ce-a fost cu ei, tot timp. Nu mă încerc.
Ce, atâta cât ai strigat câtele, e suficient? Acolo. Ce-am băie aici? E cam rar. Cam rar, mai vede. Cam rar. No, Doamne ajută. Doamne ajută. Bună ziua, Doamne ajută! În ce dată se dă drumul la hotar la voi? Adică, cum se dă drumul la hotar? Poți să mergi unde vrei tu cu oile? În trei părți țarina, zice. Țarina de jos, țarina de mijloc și țarina de sus, la pădure. A, sunt mai mulți crescători de animale și... Păi nu, păi este un termen până în data de...
20 mai, după 20 mai, de fapt, nu mai e voie pe țarina de jos. Deci, normal, pe unde suntem noi acum. După 20 mai, urci în sus cu ele. După 20 mai, urci la țarina de mijloc și nu știu în ce dată exact. De acolo nu-i voie, nu. Dar păi acum se face pe șunie și în sat. Nu mai lucră oamenii. Nu mai lucră terenurile, rămân, după cățile oamenilor, rămân terenuri necosite, nefolosite. Rămân de izbeliște. Destul de rău. M-a zice că nu se merită. Așa e ușor din gură să zici că nu se merită. Păi, normal. Pune mâna și lucre și o să vezi. Vin bani numai. Unii iau bani de la apia. A, păi las că vine bani de la apia. Și nu lucrează terenurile. Am văzut că peste tot e așa. Oamenii sunt mai comozi acum. Mai bine merg cu ziua. Dar primesc un milion. Nu mai găsești. Nu, slabe șanse. Majoritatea s-a angajat, s-au servit, sau se ținge un patron, lucrează cu ei. Cum ți-a fost peste vară cu oamenii? Ai avut oameni? Ce bani? Am avut doi oameni de aici din sat, până la Sfântul Pătru, până la 1 iulie. În rest, am fost familia noastră. Eu, tata și mama, frații. E greu de oameni. Păi tine ce mai ține lângă ele? Oile. Ele. Ele te țin. Da. Pasiunea și dragostea pentru ele. Pasiunea, dragostea de ele. Nebuneala, cum se zice. S-o dat de rod din prima, cum trebuie. Să grăbesc și mai mult calc acum. Da. Cu lupul n-ai mai avut probleme? Hai mai aproape. Umblă noaptea? Bine? Da. Aici, pe huciurile astea, n-ai avut probleme să sară între oi? Aici nu. E vreo două săptămâni. Aproape de colibă, o sărit în marginea oilor. Eu eram sân acolo, au stat oile bine, era seară, bine. Mai mult nopții decât zi. Cum am stat jos, am stat în spatele lor, au stat oile bine, cum ar sta acum, așa au stat. Și la vreo 5 metri pe o groapă în fața mea, n-au auzit gălăgie, n-au auzit nimic, au venit pe o vale și drept acolo au venit pe mine. Și-au bătut ăștia căței de întors, când m-am ridicat, 3 lupi vine către voi. Du-te-mă! Da. Când erau în față, au venit toți între voi, o sărit câinii, Doamne ferie, o mâna, numai după oră au venit. Du-te! Da. Atâi așa să duc, deci atâi când e la să urmă pui... Prea tare, dar nu-i bine să se duc așa de tare. Nu se duc, că poate să duc după, numai după 1, 2 și restul... După 1, 2 și apoi restul vine și își face treaba. Și nu a apucat să sară pe ui? Nu. Posibil, dacă nu rămânem în spate, acum singur, pe timpul ăla din spate, că... Normal e din spate vine. Mai bine câteodată și dintr-o margine sau din față, dar din față nu prea, că el, nu știu, are simțul ăla sau știe că în fața lor e om. Dar le lăs din spate și apoi mărg ele seara către sau. A fost o vară bună? A fost bună într-un fel și într-un fel așa. A fost mâncare,
Nu dat oile lapte ca în anii trecut. Nu a fost. Așa a fost la toată lumea, nu numai la mine sau... Pe bune? Da. Păi zice că în George ăla care e, nu știu, în april, 27 aprilie sau 23, când pică în zi de post, miercurea sau vinerea, ia în rău pentru oile. Dar mulți zice, a, păi ce, ce uiți după vorbele bătrânilor, dar păi cum au fost vorbele bătrânilor, așa vor rămâne pe, pe veșnicie, pe cât va fi omenire. Acum nu mai crede nimeni, zice, a, o fă nebună aia, că nu știu ce vorbesc. Bătrânii, eu știu ce povestesc. Normal. Și-au avut vorbele la ei, da, tot timpul. Păi atunci nu au fost medicamente, nu au fost nimic. S-au salvat animalele și tăce, eu știu tratamentele lor, medicamentele lor. Acum atât medicamente la ui, atâtea tratamente și atâtea și tot, tot apar boli. Și tot apar și tăi nu-i cum îți place. Păi tot nu-i cum ar trebui, normal, pentru, din cauza medicamentelor, toate chestiile astea apar boli la ui. Mai de mult nu a fost atâtea mamită la oi și tot felul de astea. Cumva le face dependente de medicamente. Păi normal că după ce organismul se obișnuiește cu tratament, apoi tot cere. Dacă nu, el provoacă o bolă, ceva. Și cheltuială mare și cu medicamentele astea. Este destulă, dar... Și dacă nu le face tratamente, ar fi problemă? Păi dacă nu le face, în 2 ani de zile ar muri, cred că singure, s-ar usca pe picioare, nu mai... Tot ar rămânea câte una. Normal, eu de 3 ori pe an le fac tratament. Primăvara, înainte de a le... la pășune, înainte de a băga berbeci între ele, cu 2 săptămâni și între sărbători, între Crăciun și Revelion. Ce fel de medicamente le faci? Pentru ce? Da, păi de calvează, le mai dau de chepromec, de râie, de căpuș. Ți-s frumoasă, ți-s salbe, le-ai îmbăiat sau? Nu le-am îmbăiat, dar am mâncat staulul și cum o plot, eu spălat din ei. Am o va urma să le îmbăiesc. Ești descurajat să mergi înainte cu ele sau? Nu. Nu, descurajat. Deci țelul tău e să mergi înainte. Da, păi normal, dacă te... Tot stau la ele, mergem înainte, cum putem numai să fim sănătoși. Te accesi pe un număr mai mare sau încerci să ai mai mult calitate și... Acum depinde de posibilitate. De ce zici posibilitate? La ce te referi? La bani? Acum nu neapărat bani. Păi și normal că banii, dacă ai bani, faci, da? Să... Putem face mai ușor pânul, aici e zona mai muntoasă, se face mai rău. Așa, pânul se face mai rău. Da. Și aici și dacă ai avea mecanizat, ar fi păi foarte greu de umblat. Păi nu poate cu mecanizat. Trebuie prima dată utilaje, să scoți pietre, să faci terenul să fie drept. Nu poți cu atâtea. E periculos să nu se întâmple ceva, că aici una dau-te în burs cu tractorul sau cu normal, alte. Normal, da. Cu fânul, cum stai cu ele? Momentan, acceptabil, mai ceva o tavă să le mai cumpăr. Păi bine. O tavă când le dai? Când încep să fece? Da, de când încep să fece, la care fată numai o tavă mâncă. O tavă și porumb, ovăs. Porumbul și ovăsul cumperi. Da, nu, dar aici
aici nu cultivează cereale deloc. Ursul nu mai vine pe la tine, pe aici. Nu, în primăvară nu a fost ursoaia cu doi pui. S-au prăptuit de stână sau au trecut? Nu, era acolo pe... între niște copaci. La vreo un kilometru de stână. O ursoaie cu doi pui. S-au rătăcit pe aici, pe zonă, cred că. Dacă nu se mai păsăște terenurile, mâine, poi mâine a stat în sat, ursul. A stat în șopru. Da. Voi de când creșteți oi? Poate întrebarea asta nu ți-a mai, nu ți-a mai pus-o. De cât timp? Ei, de când și eu, de 15 ani de zile. Înainte mai avut tata când a fost. De 15 ani de zile crește așa mai mult, efectiv mai mare. Da, da. A început cu 70. După aia încet, încet tot s-a mai luat. Am crescut miele. Și ce oi ai avut prima dată? Tot fel de oi. Este vechi, cum mai vreau, era mai de mult. De mult. Nu. Oi să fie cu patru vișoare, cum e vorba aia. Mai mult v-ați axat să aibă lapte, nu? Păi pe... normal. Pe... pe lapte, măr, nu s-o mai știut atunci de breză, de bâle sau de astea. Să fie oaie, să dai lapte, să mulți, să tai un miel. N-o contat că are 20 de kg după ce ai tăiat-o. Și acum alți mulți care nu se uită că câte kg are oaia sau... cum îi? Dar să fie acolo oaie, da, păi doar tot oaie, zice. Păi, dar nu-i... nu-i chiar cum ar trebui. Și din câte am văzut, tu te axezi acum pe breză, adică... pe breză, da. E greu cu ele? E greu, să țin mai rău, toi mai mari. Mănâncă mai mult? Păi mănâncă... dacă le dai puțin, mănâncă mai mult, se pare că mănâncă mult. Dacă îi dai cât trebuie, nu mănâncă mult. Dacă o ții cum trebuie, nu mănâncă mult, mănâncă normal.
mai zis. Hai, domnule. Au și ei nevoie de un pic de atenție. Întoarce-te aici! Întoarce-te! Cheamă și pe ălalalt, pe Hasan! Nu vine acela de preținut. Mama treaba oilor o are. Mai ține-i un pic acolo, că tare fain stau. Ce frumos te joci cu ei. Hai că vine și bucovinianul. Surii ăștia cât timp au? 8 ani au până la 1 mai. Oi, 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 ce bine să mențin. Dar nu se vede. Aia la alți nu vin. Roș. Femela asta ți-o făta vreodată? Cum? Femela. Nu o făta niciodată, e de 3 ani. Nici nu se vede pe dantură că e bătrân. Hai să vedem. Ține, nu sare, șai? Nu. Dar nu stă. Care chef de joacă. La 8 ani, uite tot ce chef are de joacă și ce dantură bună are. Ce fain te joci cu ei. Super fain. E bine că poți să te joci așa cu ei și cum dai după ei și nu sar după tine înapoi, știi? Nu au voie să sară, păi dacă sară atunci aia nu scâni. Dacă eu am crescut, n-au dreptul. Hai, dar ușii, ha. Hai aici, bă, codiță, ha. Uite-mi tic tu că te-ai chiar acum s-o dus acolo. Hai, 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 hai. Să se vadă toți roșii ăștia tăi, surii. Hai, codiță, ha. Hai, dar ușii. Hai, bun.
Niciodată nu ți-am filmat pe toți așa la oaltă. E prima dată când filmez. Se prinde momentul. Hai, cum ai spus? Hâdu. Da, toți, uite-te tu, toți au dantură foarte bună. Foarte bună dantură au. La 8 ani de zile cât au. Da. Ia că a umblat după câine. Așa se joacă ei când se joacă, bobița. 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 Și ai zis că Hasan care nu... Care nu e așa pretinos? Asta se ține coada învârtită. Hai, da mă! El n-are treabă cu oamenii, nu? Nu-i pretinos el să vină la om să joace pe el. Așa-i. Dar nici nu sare pe ei. Nu, n-are treabă. Dar am văzut când e de plecat după alți câini sau după altceva. El e primul. Bă, lasă mâna. Și Sara, tu stai la ele? Da. Ce mutalău e ăsta. Păi prost că n-are un an ceva. Hai. Care e ăla care sare surul? Nu mai am treaba, mă, ăsta. Cu ăla. Ăla l-a s-a uitat la mine, a? Da, păi numai, dacă vede că nu dai după ei, n-au treabă cu ăla. Faine locuri aici. Foarte faine. Hai, uite. Hai, dă-mă. Și bucovineanu, ce ageri. Și ai zis că nu ți se întâmpla să sară lupul între oi, sau... Păi pe aici nu! Că sunt huciuri multe pe aici, uite tu păi că... Păi nu-ți poate sta pe aici, pe din sus de ele. E plin de huciuri. Dar și... momentan, da. Pe aici am coborât cu ele, nu... Ai zis că el încearcă oricum, seara. Da. Pare-s tot aia care o sărit atunci? Păi numai ăia, sută-n sută. Sau posibil să mai fie. Dar normal ca mai a tri umblă pe aici până în zonă.
Dar e lupoaică cu pui? Tu ce zici? Nu știu exact, e unul mai mare și doi nu sunt chiar așa de mari. Nu ai prieteni care vor să te convingă să te legi de oi? Nu. Dar nu mă poate convinge nimeni. Numai eu singur. Cum ai, na, să te mămească cu alte lucruri. Hai de-n afară, că acolo să câștigă mai mulți. Dar nici acolo nu-ți câinii cu colaci în codă, cum e vorba aia. Și acolo trebuie a munci. Deci decât să mă comande alții, mai bine comand eu pe alții. La, și ești la tine în țară? Da, normal. Și fetele ce zic? Le plac oile? Le plac să le vadă la televizor numai. Și pe Facebook. Puținele fetele plac animalele în joaia asta. Mai bine le place de aia ce se droghează și trag pe nas. Aia e baza. Decât un om harnic care... Da, nu să mai fie un de om harnic. Zice că ești săram prost, că stai la oi și pe dealuri, că ești nebun. Dar de ce să zic asta? De ce e mentalitatea asta? E mentalitatea prostă, după părerea mea. Și eu, părerea mea, zic asta, că aici vine din educație și cultură. Depinde cât de multă cultură ai, ca să poți să judeci așa de ușor pe un om. Păi normal, normal. Că și din noi se poate trăi bine. Se poate trăi și foarte bine. Și poți să fii și curat, și așa mai departe. Păi normal. Nu știu de ce... Acum e o vorbă foarte bună. A, păi nu știu, ai cioban. Dar păi stai, cioban. Ești cioban la oile mele, nu la alții la oi. Fac ce vreau. Și cum ai grijă tu de oi, n-are nimeni grijă. Păi asta-i drept, că cum are omul cu capul lui și omul mai, și eu mai dau greșit odată. Numai așa poți să înveți. Dar normal. Hai, dă-mi să stai. Hai, un stil interesant, Hasan ăsta. Mai vedeam pe internet la unul care postează din Afganistan, din zona aia, ia așa erau, dar și cu coada ciuntă, gulerați, urechile tăiate. Da, da. Și cu coada tăiată. Deci grozav câini. Imediat sunt foarte bătrâni surii, încă mai, eu zic că să mai duc încă vreo 4 ani, 5. 4-5 ani, posibil. Te mai poți baza pe ei. După aia ce vrei să faci? Ce vrei să... Păi mai creștem tot ceva caucazien, cred că. Cam ei ești baza. Da, tu te-ai folosit bine de ei aici. Foarte bine. N-ai vrea să încerc să zic un ciobănesc corb? Bucovina, carpatin? Bucovina ceva, carpatin, așa... Cangal mai bine. Da, pe ea! E oaie! Da, păi da! Îți place animalul de tale mare? Păi degeaba-i mare, cum e vorba aia, înalt ca gardul, ca bradul și prost ca gardul. Păi degeaba fi mare și
și a venit lupul, a trece pângă el. N-a face treabă de lup. Nici atâi nu sunt foarte, foarte mari, dar oricum sunt câini mari, medii. De la mediu spre mare, dar... Numai așa de răi cum sunt ăștia am. Eu sunt foarte mulțumit. Cu ei m-am folosit de atâta ani. Creasta cocoșului, cum se vede în depărtare. Da. Tatu. Satul Budești. Hai, mă! Hai, da, mă! Hai, da, bun! Hai, da, bun! Hai, mițe! Hai, da, mă! Hai, mă! Uită-te la mine și tu! Bă, dar ăsta e prost! E prost, drept ăsta! Te Bobby. Te Bobby, stai. Lasă să Cât timp are berbecul? Acum mă urlește prima dată. E un om stăpân, mă. Ce facem? Curățăm undile? Îl curăț, că l-am curățat, dar păi... Acum nu l-am mai curățat de... O, două, trei săptămâni, nu știu exact. Am văzut cum pic. Nu știu, ciocotat, așa-i? Da, dar slab, dar nu are vătă. Poate are înfocăciuni, așa-i? Posibil, orice. Dar uite cum mănâncă câinii ăștia din torsoile. Unde-a? Păi așa mănâncă și toți câinii. N-are nimic. Poate fi intrată și ceva stin. Posibil sau posibil. Când îi voi obosi, mai merge și mai. Tatea Zoa, pui câte una, două, trei la pământ, poate și mai multe. Păi câte pot. Depinde cum stau oile. Care o văd că mai șchiopă, mai una alta, mai intră.
Vale, ia. Între un pământ. Da. Haide, mă. Atale, n-au avut verme din ăla în triunghi. Ba da. Și cum l-ai scos? Stai că dacă prindem una să-i scoatem. Ce, ai oi care au? Păi toate oile au. Toate oile? Da. Haide, mă. Fain, berbec mare. Dacă au vermele alea acolo, nu le deranjează. Păi zice că de la asta le îi se umflă piciorul și le creapă pe aici. Au în spate? Da. Scoatem scala. Are verme? Are verme? E umflat aici. Și mai fost odată șchiopă și cred că din cauza asta. Are? Da, are. Stai să-i. Stai așa, stai să focusez acolo. Ia, ăla-i, mă. Ăla-i vermele. Asta-i scala. Dar cum se scoate? Tu cum îl scoți? Așa cu grijă, tot tragi de el, că am văzut să... Da. Dacă se rupe? Păi dacă se rupe, nu mai... Uai, dar ce mare-i. Și ce e ăla? E viu sau? Nu e viu, așa e un fel de verme. Ține să-l vedem, ține-l acolo în pămână. Dar cât timp îți are cangalul? Nu știu exact, e care un an. Dar nu e treaba. Dar e foarte bun. E activ. Cum că e țăpănucă? E și femeile destul de mare, părerea mea, nu? Eu sunt foarte mulțumit, apoi... Hai, hai! Deci bucovenianul are sânge în el. Da. Tu dacă ar trebui să-ți lești ceva căței din el, să... Da, e castrat. E castrat? Da. Păcat.
Hai, Carla! 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 Da, da! Ce frumos este luna! Da! Foarte frumos! Și apă unde e la ele? Am apă aici la colină. Ah, ai izvor. Da. Meri, mă. Bătrânul ăsta cât timp are? 13 ani. Bucovinianul atâta? Da. Ia țai, cățelașul. Ia, uite cum mă. Hai, Iza! 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 Hai tu! Ținut! Ia e cum vin toți acum! Așteaptă cina! Nu, treaba și-o făcut-o! Ce le dai, ficat? Ficat, da. Ce tare prind toți de... Câte o bucată și apoi... Ioi, ce faini smăgarii! Ia tău puiul! Da! Luța! Hai! Hai, Luța, ne! 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 Tu acum cam știi la care ai dat, așa-i? Mai știu, altul mai primea o porție dublă.
Și la pitichi dai? Da. Ce frumos au așezat acolo oile. Hai, da, hai. A fost singur toată ziua măgari și acum se întorc acasă? Cum s-o zice? A fost aici, dar au rămas la Saivan. Ia mușul. Asta e în pensie, mă. El are grijă de colibă, mă. Da. Dar păi vine la uia, așa cu tine bătrâni. Și din ce parte ți încearcă lupții? Din sus, de aici după copaci. Din jos, după voi. De unde... Aici am văzut. Din sus, acolo, doi cu lanternă, unde e scinul ăla. Gata. Apa, acum și lăsătui. Până mâine dimineață. Ale, că s-ar lega de ăștia l-alți. Carla! Are hire, ca ocazia anumită. Da. Na, na! Parcovile să fie gata. Unde ați fost? În largă. O fost luță acosă și am zis că nu, să le facă una, dau niște plăcinte. Nu m-au venit, dar când ori dosti plăcintele acele? Dar una, două le-au făcut. Că le-au făcut cu praf de copt. Și rapid s-au făcut. Asta e de bătut. Piciuci. În soare de pur să fac cel mai bun, cei mai buni. Așa de bine să rumenesc. Trebuie să fii dosit. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Vai, ce bine arată bubușa. Am făcut cu plăcintă, dar unul a zis, dacă te rog frumos, îmi dai, te duci la bubușa.
Până aceea e tot cu ei, tot timpul.